Încă 130 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Persoanele interesate au la dispoziție 130 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 1 loc, ambalator manual 1, ajutor de bucătar 2, barman 2 locuri, bucătar șef 1, bucătar 1, confecționer îmbrăcare volane 15, confecționer articole din textile 2, dispecer 2, frezor universal 1, femeie de serviciu 2, inginer topograf 1 loc, lucrător comercial 3, lăcătuș mecanic 3, lăcătuș construcții navale 6 locuri, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 10, manipulant mărfuri 3, ospătar 2, pizzar 5 locuri, strungar universal 1 loc, sudor 50 de locuri, sudor autogen 1 loc, sudor electric 3 locuri, șofer 5, schelar 1 loc, subinginer mecanic 1, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 1 loc, vopsitor în lemn 1 loc și 1 loc pentru meseria de zidar. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.